Cei trei reprezentanți ai formațiunii Șansă reținuți joi de poliție în urma unor percheziții au fost eliberați astăzi din arest și plasați sub control judiciar. Magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana nu au admis cererea procurorilor care cereau 30 de zile de arest în penitenciar pentru cei trei suspecți. Amintim că aceștia sunt cercetați penal pentru finanțarea ilegală a campaniei electorale, coruperea alegătorilor și chiar falsificarea unor liste de semnături. La începutul lunii octombrie, oamenii legii anunțau că cercetează o nouă formă de finanțare ilegală a unor partide politice. Mai exact, nu se mai folosește numerar, ci s-a creat un nou mecanism fraudulos prin intermediul tehnologiilor digitale. Precizăm că în dosar sunt învinuiți și deputații Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan, aflați acum în arest preventiv. Și activistul Mihail Bagas e suspectat de pregătire și complicitate la finanțarea ilegală a formațiunilor politice. Reprezentanții Partidului Șansă resping acuzațiile.